Victor Ponta a publicat o fotografie în care Liviu Dragnea apare împreună cu George Maior. În fundal se poate vedea și fostul procuror șef al DNA, Laura Codruța Chioveși. Da, stimați români, Liviu Dragnea luptă de mult cu Maior, cu și cu statul paralel, cu Șoroș, bla bla, din interior luptă cu ei. Minciuri ridicole pentru cei care încă mai vor să se lase prostiți. Trebuie să terminăm definitiv cu această minciună și ipocrizie care își bate joc de bunul nostru simț, dar și de viitorul nostru. Eu am această datorie, a scris Victor Ponta pe Facebook. Fotografia a fost postată în condițiile în care Liviu Dragnea a lansat ce mai multe acuzații la adresa lui George Maior. Domnul Maior crede că și acum este șeful SRI, face jocuri, discuții cu oamenii din PSD din toate sferele. Așa mi-a spus cineva la altă seară. A fost în perioada asta în România și au fost tulburări în partid. Marcăm o coincidență, a afirmat liderul PSD într-o emisiune televizată. Tot atunci, Liviu Dragnea mai spus că așteaptă ca George Maior să fie rechemat la audieri în Parlament cu privire la poziția pe care a avut-o recent referitor la scrisoarea trimisă de avocatul Donald Trump, Rudolf Giuliani, către președintele Klaus Iohannis. O idee interesantă despre această fotografie ex exprimați jurnalistul Dan Andronic de la evenimentul zilei. Fotografia publicată de Victor Ponta, în care apare Liviu Dragnea alături de George Maior și si Laura Conduța și pare să fi suferit modificări de substanță. Și si aici mă refer la două elemente care sunt cel puțin ciudate. Primul dintre ele vizează modul în care sunt lipiți Liviu Dragnea de George Maior. Dacă vă uitați atent la poziția umărului lui George Maior față de cel al lui Liviu Dragnea, veți vedea că personajele se întrepătrund. Ciudat pentru o fotografie care ar trebui să reprezinte doi oameni care se țin amical unul de altul. Este ca și si când ar fi fost cineva scos de la mijloc. Fotograful seriei, cel care făcea pozele în ocazii festive, în mod normal ar fi trebuit să centreze imaginea pe George Maior, nu pe Liviu Dragnea, a scris jurnalistul astăzi în Mai multe publicații au dezvăluit că fotografia respectivă ar fi fost făcută acum câțiva ani, la ziua de naștere a lui George Maior, pe atunci director al seriei.